Scrisoarea 61. A doua scrisoare a lui Petru. Petru își începe scrisoarea prezentându-se. Simon Petru. Simon, adică cel ce a auzit, a devenit Petru, adică stânca. Nu cred că este la întâmplare această asociere a celor două nume ale lui Petru. Simon Petru. Cel ce a auzit a devenit stânca în momentul în care l-a recunoscut pe Isus Hristos, pe Isus ca fiind Mesia. Și pe stânca aceasta Isus este Mântuitorul. Pe stânca aceasta, pe acest adevăr va fi clădită biserica lui Hristos. Petru trimite o scrisoare circulară bisericilor din Asia Mică, foarte probabil scrisă din Roma, cu un ton intens, direct și pe alocuri chiar dur. Mesajul acestei scrisori în esența lui este unul foarte, foarte specific. Petru, știind că moartea îi se apropie, citim în versetul 14 din capitolul 1, dorește să avertizeze credincioșii pentru a-i preveni cu privire la potențialele pericole ce vor tăia calea bisericilor ce vor rămânea în urma lui. Dacă prima scrisoare a fost generată de persecuția credincioșilor venită din afara bisericii, 2 Petru, a doua scrisoare, este generată de persecuția spirituală ce poate veni din interiorul bisericii. Prima scrisoare a lui Petru abundă în sfaturi despre cum să administrezi persecuția publică. A doua scrisoare a lui Petru abundă în sfaturi despre cum să administrezi ereziile ce vin din mijlocul tău, din interiorul bisericii. Așa că scrisoarea este scurtă și am putea să o împărțim în trei teme majore. Trei teme foarte specifice lui Petru, subliniate cât poate el de bine. Astfel, structura este foarte simplă. Primul capitol, Prima parte a scrisorii are de-a face cu importanța creșterii spirituale, a maturizării spirituale a fiecărui credincios. Capitolul al doilea are de-a face cu învățătorii falși, cu învățătorii corupți și cum trebuie să-i descoperim. Urmând ca a treia parte a scrisorii, capitolul al treilea, să se ocupe de învățăturile false și cu precădere de o învățătură falsă care poate produce foarte mult rău vieții bisericii. Trei capitole, trei teme majore. Haideți să intrăm în ele foarte pe scurt și să vedem cum se aplică aceasta nouă celor din secolul 21. Primul capitol are de-a face cu tema creșterii spirituale. Creșterea spirituală nu este opțională, nici facultativă, ci este necesară și obligatorie. Aceasta ne spune Petru în primul capitol din a doua lui scrisoare. Și în primele versete, Petru sublinează cât poate de clar și în mod repetat acest adevăr. Haideți să citim primele versete și să intrăm în acest, în acest îndemn al lui Petru. Dumnezească lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți credința voastră cu fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci, ascultați-l pe Petru, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși și nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, continuă Petru, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Ce încearcă Petru să ne comunice aici, prin acest început în forța scrisorii? El vrea să ne spună foarte clar acest lucru. Acest, acest incredibil dar de la Dumnezeu, să ne facem părtași firii dumnezeiești, acest incredibil dar de la Dumnezeu, oferta de a ne bucura de prezența și iubirea veșnică a lui Dumnezeu, pretinde o viață responsabilă din partea noastră. Acest dar uluitor de la Dumnezeu, de a petrece în prezența Lui, acoperiți de iubirea Lui veșnică, pretinde un angajament responsabil de a ne dezvolta trăsăturile care marchează natura divină pe care Dumnezeu vrea să o crească în noi. În alte cuvinte, Petru vrea să ne spună, dacă vreți să aveți parte de acest dar uluitor al lui Dumnezeu, să fiți părtași firii dumnezeiești, nu vă opriți din creștere. Nu vă opriți din creștere. Este obligatoriu și necesar să creșteți în cunoștința Domnului Isus Hristos, să vă perfecționați stilul de viață. Și când spun aceste cuvinte, îmi vine în minte o imagine șocantă la care am fost martor. Me duc aminte de primul caz de anorexia nervoasă la care am luat parte. Era o tânără din biserica noastră. S-a jucat cu nemâncatul, dorind să Arate mai bine. S-a jucat cu nemâncatul. Și-a ajuns la anorexie. Mă duc aminte momentele acelea când și-a dat seama unde a ajuns. Și-a dat seama de boala pe care și-a dezvoltat-o. Și-a vrut să revină. Și n-am spus niciodată acele momente când o vizitam. Și părinții voiau să o hrănească. Atunci am învățat o lecție mare. Anorexia începe prin a nu vrea să mănânci, apoi nu mai simți nevoia să mănânci, pentru ca mai apoi să nu mai poți să mănânci chiar dacă ai vrea. Stăteam și eram uimit să văd cum nu mai putea să mănânce. Părinții să steau lângă ea și încercau să o hrănească, și cu voință extraordinară deschidea gura și înghițea cu greu. Am mai fost martor la o astfel de boală într-un alt context. Eram în concediu undeva în Ungaria și am rămas nemișcat pe scaunul. Eram la micul dejun și undeva lângă noi, câteva mese mai încolo, a venit o tânără, slabă, abia se mișca, parcă și sunau oasele în mișcarea ei. S-a așezat la o masă singură și a început să-și aranjeze masa și a dus mâncărurile cele mai sofisticate și le punea pe masă și le aranja frumos. A chemat kelnerii a cerut apă, a cerut castraveți tăiați mărunt felii, i-a turnat în apă, a cerut tot felul de ierburi, îi trimitea să-i schimbe cu tare lucru, cu tare lucru și a aranjat masa într-un mod extraordinar de frumos. Stăteam și ne uiteam la ea. Eu cu Ramona, împreună cu ceilalți oameni care eram în, 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 sala de mic dejun, ne uitam uimiți. nu știam ce înseamnă. A intrat în tensiune cu toți ceilalți. a chemat șeful de sală, era nemulțumită de cum arată cu tare lucru, vrea o lumânare acolo, vrea un șervețel de o altă culoare. A creat un, 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 un haos, o tensiune în întreaga seală nemaipomenită. Stăteam și noi, uitam și nu știam ce urmează. Când într-un final și-au umplut masa cu toate bunătățile, aranjate exact unde trebuie. Am văzut-o cum își pune coatele pe masă, ia în mână și vrea să înceapă să mănânce. Să dea cu cuțitul și cu furculița în mână. Se uita la masa îmbelșugată și frumos aranjată. Și am văzut-o cum își pune bărbia în piept, își lasă ochii în jos și lacrimile încep să-i șiroiască pe față. S-a făcut o liniște de mormânt în, întreg, în întreaga sală. Lacrimile și roiau. Am văzut cum mâinile încep să-i tremure. Încercă să-și le apropie de farfuria cu mâncare, dar n-ajunge a până acolo. Am văzut cum își pune tacâmurile jos, se ridică în picioare și în hohote, pălăsește sala de mese. Mi-am uitat după ea lung și am priceput încă o dată. Anorexia este o boală înfiorătoare. În același fel, prin analogie, putem vorbi despre anorexia spirituală. Se manifestă exact la fel. Când refuzi să mai mănânci, când refuzi să te hrănești, când refuzi să crești. La început, nu vrei să te hrănești. Nu vrei să înveți să te hrănești, să crești. La început nu vrei. Apoi nu mai simți nevoia să mănânci, să te hrănești. Pentru că mai apoi, și dacă ai vrea, să nu mai poți să te hrănești. Cu tânăra din Ungaria, nu știu ce s-a întâmplat. Cu tânăra noastră, știu, după mult ajutor și după multe rugăciuni și după o disciplină extraordinară a ei și a părinților, și-a revenit. Și duce o viață normală, și are copii, și are o istorie de povestit. Nu vă opriți din creștere, încearcă Petru să ne spună. Creșterea spirituală este esențială, necesară și obligatorie. Și aceasta se întâmplă, începe odată cu credința. Și continuă și culminează cu iubirea oamenilor. Pas după pas suntem obligați suntem obligați să ne hrănim să învățăm să unim unim cu credința fapta cu fapta cunoștința cu cunoștința înfrânarea cu înfrânarea răbdarea cu răbdarea evlavia cu evlavia dragostea de frați cu dragostea de frați iubirea de oameni Asta înseamnă creștere. Totul începe cu credința noastră și culminează cu iubirea de oameni. Pavel așa și începe ultimele lui cuvinte, ultima lui scrisoare. Nu vă opriți din creștere. Dacă vreți să aveți parte, dacă vreți să nu alunecați, dacă vreți să aveți parte de intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trebuie să creșteți. Feriți-vă! Nu vă jucați! Lipsa de creștere. La început nu vrei să mănânci, apoi nu mai simți nevoia să mănânci, pentru că mai apoi să nu mai poți să mănânci. Și cine știe, dacă vei avea înțelepciunea să ceri ajutorul să scapi de acolo. Petru ne spune în prima parte, credincioșii care investesc în creșterea lor spirituală nu vor da înapoi. Și nu vor fi amăgiți de învățătorii falși. Lucru care ne împinge la capitolul al doilea, care are de-a face cu învățătorii falși. După ce ne îndeamnă să ne hrănim, să creștem în cunoștință, ne spune, fiți foarte atenți. Fiți foarte atenți. Între voi vor veni, se vor strecura învățători falși învățători, corupți. Și în acest al doilea capitol, Petru încearcă să ne lase cu o altă învățătură importantă despre a fi alerți, a fi atenți, a evalua și a examina învățătorii pe care ni luăm, pe care îi invităm, cu care ne hrănim sufletele. Întâi Petru ne spune că învățătorii corupți făceau parte din comunitatea de credință. Nu sunt în afara ei, sunt dintre noi. Și când spun dintre noi, mă refer la întreaga la Biserica Universală a lui Isus Hristos. Pot fi oameni pe care, sau cărora acordăm respectul pe care poate nu îl merită. Învățătorii corupți făceau parte din comunitatea de credință ne zice Petru. Deci, a fi membru în comunitatea de credință nu te face și un credincios autentic. Poți să fii între ai lui, dar să nu fii dintre ai lui. Se poate. Așa că Petru vrea să ne atragă atenția. Și ascultați cuvintele lui de la versele 20 la 22. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iară și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. <laughs> în alte cuvinte, un al doilea adevăr despre învățătorii corupți. Primul, ei sunt între noi să nu ne lăsăm amăgiți de faptul că au eticheta corectă. Ei pot să nu fie corecți. Și în al doilea rând, Învățătorii falși distorsionează învățătura promovând o libertate promiscuă în Hristos. Da, ei poate au început bine, dar au luat o raznă. Și luând o raznă, Petru ne spune: Învățătorii falși distorsionează învățătura promovând o libertate promiscuă în Isus Hristos. Ei, de fapt, își justifică trăirea distorsionând învățătura scripturii. De aceea Petru spune în versetele 18 și 19, ei vorbesc cu trufie, lucruri de nimic, momesc cu postele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. În alte cuvinte, aceștia strecoară jumătăți de adevăr, ignoră anumite texte biblice și le accentuează pe acelea care le convin, ca să justifice trăirea și atrag și pe alții într-o libertate promiscuă în Hristos. Între voi, spune Petru, vor fi învățători mincinoși care se vor strecura pe furiș. Și aici este pericolul jumătăților de adevăr. Vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Aplicația practică pentru noi este bună, am înțeles, vor fi între noi. Cum îi putem deosebi? În niciun caz, ne învață Scriptura, nu-i putem deosebi după semnele și minunile pe care le fac, ci după roadele pe care le produc. Astfel, am mai spus-o de atâtea ori și o repet. Pentru a descoperi învățătorii falși, sunt trei filtre. De fiecare dată când cineva găsește suport, sprijin, celebritate, Verificație prin cele trei filtre. Filtrul teologic, adică examinează-le învățătura. Au ei ca sursă a învățăturilor lor Sfânta Scriptură? Promovează ei cunoașterea lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi sau din experiențele lor mistice? Îl predică ei pe Hristos, pe Isus cel crucificat? Promovează pocăința și curăția morală? Iată câteva întrebări esențiale pe care le-am putea pune când vrem să-i verificăm. Al doilea filtru este filtrul conduitei. Examinează-le comportamentul. Petru subliniază acest filtru într-un mod cât se poate de clar. Ascultați-l pe Petru vorbind în 2 Petru, capitolul 2. În lăcomia lor vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Și mai departe, fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua neamiază mare, ca niște întinați și spurcați. Se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când o spătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați, spune Petru. Ei vorbesc cu trufie lucru de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robe stricăciunii. Filtrul teologic examinează -le învățătura. Ce promovează ei și de unde? Filtrul comportamentului examinează-le conduita Examinează-le statura morală. Trem vremuri în care falsul este mai simpatizat decât adevărul. Pentru că de cele mai multe ori, falsul promovează indulgența morală. Filtrul teologic, filtrul comportamentului și filtrul manifestărilor. Adică examinează-le lucrarea. Cum arată lucrarea pe care ei o desfășoară? De cele mai multe ori, învățătorii corupți, lucrarea lor este lipsită de orice urmă de discreție. Ei vor să arate, ei se promovează, ei vor să impresioneze cu lucrarea pe care o fac. Iată un semnal de alarmă. Apoi, preocuparea lor, lucrarea lor, este după puterea manifestată pe scenă, nu după schimbarea lăuntrică a oamenilor. Ceea ce, sau lucrarea lor, vrea să arate, să prezinte ce putere au ei în lucrarea pe care o fac. Nu interesează schimbarea care se produce în oameni, ci ce putere au ei ca să impresioneze. Lucrarea lor este de cele mai multe ori orientată înspre propria persoană. El este starul. Așa că examinează-le lucrarea, dorința de control, de manipulare, de intimidare, de exploatare. Iată trei filtre prin care putem să avem grijă la învățătorii pe care ni luăm, la care apelăm, pe care îi căutăm prin diferitele mișloace ce ne stau la îndemână. O altă întrebare practică pentru noi și oarecum neliniștitoare este. De ce îngăduie Dumnezeu strecurarea unor învățători falși între ai lui? De ce îngăduie Dumnezeu? Scriptura răspunde și la asta. Dumnezeu îi îngăduie ca să ne testeze fidelitatea și iubirea ce o portăm lui. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu avertizează și răspunde la această întrebare. Ascultați în Deuteronom 13 cu 3. Să n cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Adică Dumnezeu de anumiți profeți falși să-și manifeste lucrarea ca să ne testeze fidelitatea și iubirea celor ce o portăm. Pavel confirmă același lucru în 1 Corinteni 11, versetele 18 și 19. Aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, că și trebuie să fie și de între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. În alte cuvinte, Pavel spune, există, pot exista între voi curente de gândire lansate de învățători falși ca să iasă la lumină cei buni ca să îi stimuleze, să-i antreneze pe cei care vor să-și dezvolte discernământul. În alte cuvinte, prezența erorilor de învățătură ascute gândirea și decantează adevărul. În concluzie, nu contextul cultural, ideologic sau moral în care trăim ne pune în pericol destinul, ci ceva mai subtil, învățătura pe care o asimilăm. Ceea ce ne conduce la al treilea capitol al scrisorii lui Petru și, la, în implicit, la a treia temă: învățăturile false. În al treilea capitol, Petru vine și avertizează cu privire la învățăturile false, în special sublinind una din ele, și anume, nu va exista nicio judecată finală și globală a celor păcătoși. Și în defavoarea acestei învățături false, sau în favoarea judecății finale, globale a celor păcătoși, Petru aduce trei argumente istorice, și anume, îngerii care au păcătuit, potopul și Sodoma și Gomora. Trei exemple în care revolta împotriva lui Dumnezeu s-a sfârșit cu o pedeapsă divină. Și lecția de viață este următoarea. Dacă atunci Dumnezeu nu a ezitat să pedepsească, nu va ezita nici acum. Acesta este argumentul lui Petru. Da, învățăturile false vor apărea între voi. Să nu cumva să credeți că nu va fi o judecată finală. Probabil era o învățătură falsă foarte prezentă în acele vremuri. Dacă Dumnezeu nu a ezitat să pedepsească atunci, nu va ezita să pedepsească nici în viitor. Scriptura afirmă frecvent că va fi o judecată finală, iar Petru afirmă cât se poate de mult și de tare. De exemplu, spune el, Domnul știe cum să-i scape pe cei evlavioși din încercare și să-i păstreze pe cei nedrepți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Nici nu se pune problema în mintea lui Petru că nu ar fi vreo judecată finală. Judecata de apoi este actul prin care atât iubirea cât și dreptatea lui Dumnezeu vor fi realizate în mod desăvârșit. De fapt, existența judecății de apoi nu face altceva decât să ne satisfacă, să ne împlinească nevoia după dreptate. Noi știm că ceva este strâmb în această lume. Noi știm, așteptăm, ne dorim ca lucrurile să fie îndreptate. Știm că avem nevoie, este nevoie de o astfel de dreptate. Și în același timp, existența judecății de apoi ne asigură că Dumnezeu ține o socoteală exactă și nimeni nu-i va putea contesta hotărârile. Judecata de apoi va fi, ne spune Petru, nu vă lăsați amăgiți. Și tocmai de aceea el încearcă să avertizeze spunând, încerc să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. În alte cuvinte, adevărul, lecția practică pentru noi este următoarea. Credincioșii au nevoie de discernământ spiritual când vine vorba de învățătura asimilată. Discernământul este procesul mental prin care distingi între bine și rău, între adevăr și minciună. Discernământul este o disciplină pe care ți-o dezvolți. Ești obligat să ți-o dezvolți, spune Petru. Petru asta încearcă să ne spună. Vreau să vă înștiințez cu privire la pericolul învățăturilor false. Dezvoltați-vă discernământul. Și discernământul ți-l dezvolți în trei pași care se repetă mereu și mereu. Trei pași prezenți în continuu în viața ta. Și anume, păzește-ți mintea, nu te lăsa prins de mentalitățile societății. Pavel o sublinează și el în Roman 12 cu 2. Nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci transformați-vă prin înnoirea minții voastre ca să puteți discerne bine voia lui Dumnezeu. Păzește-ți mintea, mereu și mereu păzește-ți-o. Nu te lăsa influențat discerne, cântărește. Dar nu este suficient să-ți păzești mintea, mai trebuie și să-ți umpli mintea. Trebuie, într-un mod deliberat, să cauți acele lucruri care te împlinesc, care te cresc, care îți fac bine. Și asta spune tot Pavel în Filipen 4 cu 8. Frații mei, tot ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Investește în tine în felul acesta. Vrei să ai discernământ spiritual? Păzește-ți mintea, apoi umpleți mintea și mai ales verifică-ți mereu mintea. Cum? Caută, înconjoară-te de oameni credincioși, caută comunitatea celor credincioși. Dumnezeu se descoperă și prin oamenii lui de încredere. Construiește-ți anturajul pentru că tovărșile rele strică obiceiurile bune. Vrei să ai un discernământ acut la cel mai înalt nivel? Păzește-ți mintea, umple-ți mintea și verifică-ți mintea. Pericolul cel mai mare pentru destinul tău nu este dat de, de circunstanțele în care te afli, ci de ideologia cu care te hrănești. Nu va fi nici o zi a Domnului? Încearcă Petru să întrebe și el dă răspunsul. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni badjocoritori, plini de badjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Asta este, acesta era învățătura falsă. Și Petru spune, bada va fi! Dar el întârzie cu trimiterea ei, cu venirea lui Iisus Hristos. De ce întârzie? Și Petru continuă, pentru binele tău întârzie, ca să te invite și să-ți ofere timp să scapi de judecată. De aceea el spune mai departe, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Capitolul 3, versetul 9. Sau în versetul 15, să credeți când de lunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. Nu va fi nicio judecată finală, ba va fi, dar Dumnezeu o întârzie ca să te invite pe tine și să-ți ofere timp să scapi de pedeapsa acestei judecăți. Judecata finală nu poate fi oprită, dar îi se poate supraviețui. Cum? Crezând în Isus Hristos. Pentru că va fi o înfățișare înaintea Lui. Dumnezeu însuși zice, citat în Roman 14, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteala despre sine însuși lui Dumnezeu. Va fi o înfățișare înaintea Lui. Toți genunchii se vor pleca. Numai că înfățișarea aceasta, plecarea genunchilor va fi pentru unii plină de bucurie. Bine ai venit, Doamne! Și pentru alții va fi o genunchiere plină de groază. Oh, cum de ne am știut! Toți vom ajunge la același verdict. Și anume, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Nu există mântuire decât prin El. Toți vom ajunge la același verdict, doar că unii prea târziu și fără putință de întoarcere. Judecata este momentul când recunoașterea greșelii Nu va mai putea fi însoțită de rodul pocăinței Plânsul va fi steril și rugăciunea ineficientă Tocmai de aceea Petru avertizează cu privire la această erezie Nu vă amăgiți că Dumnezeu nu va reveni cu judecata lui Pentru că dacă vă amăgiți cu astfel de învățătură Dacă credeți că el nu va mai veni Când toți genunchii se vor pleca nu mai este putință de întoarcere. Recunoașterea greșelii tale nu va fi sterilă, nu va putea fi însoțită de rodul pocăinței. Plânsul va fi steril și rugăciunea ineficientă. Dumnezeu îți face oferta acum, iar tu trebuie să faci alegerea. Tocmai de aceea, Petru este atât de clar în ceea ce vrea să spună responsabilitatea îți aparține. Chiar dacă te-ai lăsat amăgit, nu poți da vina pe învățătura falsă, nu poți da vina pe învățătorii corupți. Responsabilitatea ți aparține. Ascultați-l pe Petru în capitolul 3, versetele 15 și 16. Cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt lucruri greu de înțeles, recunoaște Petru, sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi, și ascultați, spre pierzarea lor. Care-i adevărul, care lecția de viață a lui Petru, pe care vrea să o transmită? este aceasta. Răstălmăcirea unui adevăr nu se lasă fără consecințe. De aceea el continuă mai departe. Voi, deci, prea iubiților, știți mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți statornicia. Deci faptul că ai fost amăgit de o învățătură falsă nu te scapă de responsabilitate. Iată un adevăr tulburător. Nu vei putea da vina pe învățătorii corupți. Nu vei putea da vina pe o învățătură care aparent era bine argumentată. Adevărurile Dumnezeu sunt acolo în Scriptură. Ele trebuie descoperite și trăite. În ce privește judecata de apoi, ea este un eveniment real care va avea loc. Mai este puțin timp până ea va veni, spune Petru. Dumnezeu întârzie în împlinirea acestei promisiuni a Lui, ca să-ți ofere timp, ca să-ți ofere șansa de a te întoarce la El. Dumnezeu face oferta. Tu ai la îndemână alegerea. Dacă cumva l-am putea invita pe Dumnezeu în prezența noastră, să vină aici cu noi, în mod fizic, să stea lângă noi, ca să-i putem pune o întrebare, ca să putem intra în dialog cu el. Cred că în urma scrisorii lui Petru l-aș întreba. Doamne, scrisoare după scrisoare, mi-ai amintit că Tu mă iubești. Totuși, în scrisoarea 61, subliniesc că judecata Ta va veni peste noi toți. Cum se poate împăca iubirea ta cu pedeapsa ta? Cred că Dumnezeu mi-a răspunde. Dragul meu rei, oamenii tind să reacționeze împotriva judecății finale, pornind de la ofensa emoțională ce o simt vis-a-vis -vis de acest subiect, numai că atunci când vorbim despre judecata finală, sentimentele personale trebuie puse deoparte, ceea ce trebuie studiat, cred că mi-ar spune Dumnezeu, este corectitudinea morală a judecății finale. Adică, ar continua Dumnezeu, este existența judecății corectă sau nu? Nu mă interesează dacă ție rei îți place sau nu îți place. Să fie foarte clar, ar continua Dumnezeu. Eu nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască, cum v-am mai spus prin prorocul meu, Ezechiel. Iubirea mea, ar continua Dumnezeu, trebuie să rezolve păcatul și nedreptatea care îmi devastează copiii. Odată și odată trebuie să îndrept lumea asta. În fața răspunsului lui, cred că aș continua, bine, Doamne, dar mai am o întrebare, te rog. De ce nu-i obligi, de ce nu-i faci pe toți să te asculte și să meargă în rai? Cred că Dumnezeu mi-a răspunde. Pentru că ar fi un act de agresiune divină. Când eu le permit oamenilor să-mi spună nu, le arăt respect și le onorez voința cu care i-am înzestrat cred că aș răspunde, Doamne, înțeleg acum că judecata finală este marele Tău compliment făcut libertății umane de a alege. Doamne, aș continua eu, Tu ești ființa cea mai generoasă din univers. Înțeleg încă o dată că ne-ai creat ca să ai o relație de iubire cu noi. Doamne, am priceput Până și în judecata finală se poate distinge atât de clar că tu pur și simplu ne iubești.